Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Economia Sudului. Invitatul meu din această seară aproape că nu mai are nevoie de nicio prezentare. Am intitulat această emisiune Popeci, un brand oltenesc. Bună seara și bine ați venit, domnule Constantin Popeci, președinte și director general al Popeci Utilaj Greu. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Sunt bucuros că m-ați invitat. De obicei nu merg prea la multe emisiuni de televiziune, dar invitația dumneavoastră n-am putut să o refuz, odată respectând brandul dumneavoastră, Gazeta de Sud și tot ceea ce faceți dumneavoastră în radio, televiziune și presa scrisă, și n-aveam cum să refuz, mai ales că este bine să cunoască și oltenii noștri ce se mai întâmplă prin Craiova și în domeniul industriei mai ales. Desigur. Iar cel de-al doilea, colaborarea între mine și dumneavoastră este frumoasă. Când zic mine, zic grupul Popeci, și lucrăm de atâția ani și era imposibil să refuz. Vă mulțumesc frumos, este o onoare pentru mine, pentru noi să vă avem astăzi în această seară în platou. Povestiți-ne, să începem cu începutul dumneavoastră. Cum ați făcut primii bani din domeniul privat? Păi este cam de mult că sunt vechi pe pământ și atunci trebuie să începem cam de mult. Deci primii bani am început să-i câștig de la 10 ani, ajutând un vânzător să vândă la cooperativa din sat, acum este oraș, iar după aceea am câștigat banii mergând cu caprele. Cine vă dădea bani când... Păi mă duceam cu caprele, eu luam 10 lei pe zi fără mâncare și băutură, iar ceilalți se duceau cu 25 de lei pe zi cu mâncare și băutură. Își folosea sprențuri de dumping și, ca să... Da, pentru că pierdeam timpul în timpul vacanței și n-aveam ce face. Așa, mai stăteam și cu... Veneau prietenii cu mine, cu caprele pe munți și ne și distram toată ziua, dar în același timp aveam și venit. În profesională, de asemenea, mi-am cumpărat o mașină de tuns și tundeam elevii, pentru că la vremea aceea frizerul școlii tundea la zero, eu îi tundeam cu bordură și le făceam freză Cicero. Era la modă în anii 60. La mine era coadă, la frizeri nu era niciunul. Deci ați avut un simț al afacerilor a fost de o plăcere de a munci și de a... Nu pentru bani întotdeauna, ci de a gândi, de a face o treabă bună. Mi-amintesc că am reușit la profesională și m-am dus toată vara aceea să culeg coarne. Și cu banii care am avut, i-am cumpărat lui tata, care avea un scris foarte frumos, un stilou chinezesc cu 110 lei. Era ceva. Și surorile mele... Se găseau și greu stilourile pe atunci. Da, și erau stilourile deosebite. Din acela, deci, cu întotdeauna de l-am făcut cu peniță iridium, 11% parcă era aur. Da. Toate astea le-am făcut și după aceea, nu neapărat pentru bani, ci gândind să fac ceva. Chiar și astăzi afacerile nu le fac adunând și câștigând și văzând cât câștig. Pentru că e foarte ușor pe hârtie să pierzi sau să câștigi. Calculele pe hârtie să fac, până la urmă, flair-ul. Ceea ce simți, ceea ce faci cu drag, acela ți-aduc venituri. Dacă nu le faci cu drag, vă dați seama, eram un copil și culegeam, aveam 14 ani și culegeam coarne și după aceea făceam 17 km cu bicicleta să le duc la Lainiș, că acolo era centru de colectare. Și noaptea mai era la beat și ne lua numai pe la 12 noaptea, ne lua marfa, să zic așa, și pe urmă veneam 17 km cu bicicleta pe drum neasfaltat. Mi-era și urât, eram copil, mi-era frică, dar totuși plăcerea de a face bucurie altora era mare. Acum ați mai merge cu bicicleta pe un drum neasfaltat atâția kilometri? Nu, merg cu ATV-ul pe drumul neasfaltat. A, da, ați evoluat. Evoluat. Spuneți-mi, când ați început efectiv să investiți în domeniul privat? În domeniul privat am început să investesc imediat după 90. Așa cum știți, eu am fost director general mai mulți ani la Utilaj Greu, aveam aproape 5.000 de angajați. În ianuarie am văzut că lumea nu muncea și am spus, băi, haide să ne apucăm de treabă, pentru că nu vreau eu să fiu acela care vă încurc. Adică e o uzină, are comenzi, aveam niște comenzi frumoase de vreo 21 de milioane numai la o firmă, milioane de dolari la vremea aceea, cu Macor, și zic, nu trebuie să vă încurc, hai să votăm.
Și am votat și am ieșit al doilea. Și mi-au propus să rămân director tehnic. Și am zis, dacă nu sunt bun, n-am cum să fiu director tehnic. Și am plecat. Bineînțeles că ce pot să fac? Ce știam cel mai bine? Industrie. Și atunci am găsit pe cineva să-mi împrumute 300.000, care mi s-a părut o sumă imensă pentru la vremea aceea. L-am întrebat cât îmi ia dobândă, a zis că nu mi-a nimic, dar atunci când a trebuit să dau banii apoi, a zis, știi, nu-ți iau nimic, dar îmi dai de 100.000 benzină, de 100.000 zahăr, de 100.000 ulei, sau ce vrei tu. Era un amic de-al dumneavoastră sau deja un întreprinzător care începuse? O cunoștință, nu, era o cunoștință mai îndepărtată. M-a și ajutat în același timp, nu pot să-i dau numele așa, dar vreau să spun cum am simțit. După nici 2-3 luni de zile a început să se dubleze prețul la benzină, prețul la ulei, prețul la ce avusesem noi acolo, înțelegerea, și m-am dus, zic, poftiți banii, vreau să vi dau. Nu, mi dai după un an de zile, că așa am vorbit. Nu mi dai acum, am discutat, că mi dai după un an, că eu îl dădeam la altcineva. Și am dat atunci mai mulți bani. Eu care fusesem șef și conducător vreo 16 ani până atunci în 90, n-am știut ce înseamnă inflația, niciodată nu mi-am pus problema că va putea să urce. El trăise anii 50 când inflația a fost galopantă și a știut mai bine decât mine. Dar mi-a fost de mare ajutor și atunci am cumpărat un strung de la fier vechi cu 15.000 de lei. Și cu acest l-am reparat și am început din nou să lucrez strungar după 16 ani de conducător, 8 ani de director general. Dar o făceați pentru dumneavoastră. Dar o făceam cu plăcere. O făceam cu plăcere. Este foarte adevărat că plecasem din birou cu aer condiționat cu de toate și ne-am închiriat eu, ploua prin tavan, stăteam cu ligheane, venea lumea să mă viziteze că mă știau. Zic, așa se începe. Cred că toți au început așa, am văzut, chiar a fost cel mai interesant și asta vreau să o spun. M-am dus în Germania la o firmă să-i spun, uite ce pot face eu, ce suntem, și eram 5-6 angajați și ăla mi-a prezentat, uite, aici străbunicul meu avea un garaj, prospectul lor, și uite evoluția cum am ajuns. Și ce, tu ai prospect? Zic, dă-mi puțin prospectul tău, eu sunt ăsta, străbunicul tău, eu sunt cel care am început, care lucrez într-un garaj, n-am prospect, dar fii sigur că următorii după mine vor avea prospecte frumoase și ți le poate arăta. A început să râdă, era un prospect de la Ansepia, făcut în anii 1900, știu, 10-20. La începuturile industriei. La începuturile industrializării, în general. Da. Între timp v-ați dezvoltat, ați avut clienți și ați ajuns, ca la un moment dat, să achiziționați de la Avas, de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, exact compania Iug. Da. A fost foarte interesant. După 4 luni de zile s-a scris în ziar că ce director am avut noi și l-am schimbat și au venit începună gelul, liderul de sindicat, a venit înapoi și atunci am zis, vin când vă cumpăr. Dar vă dați seama, în anii 90, prin iunie-iulie, nu credeam așa ceva. Dar s-a făcut de așa manieră încât să pot la un moment dat să îi cumpăr. De ce? A fost o seriozitate în munca care am făcut-o eu și echipa mea. Pentru că în timp am făcut o echipă cu care am lucrat și, bineînțeles, în același timp a fost și familia care m-a susținut până la un moment dat. Când am ajuns să iau utilajul greu, deja am avut probleme spunând că e prea mult și e păcat să mă bag, că voi distruge tot. De unde capitalul de unde l-ați avut pentru a cumpăra fostul Iug, care actualmente se numește Popeci Utilaj Greu? Deci fostul Iug l-am cumpărat câștigând cu Popeci Industrie, am avut mai multe firme, am început să fac prima dată sudură, după aceea cu niște prelucrări, pe urmă am făcut partea de tâmplărie de aluminiu, erau începuturile, am avut și o firmă de confecții mică atunci când mergea, am luat și fonduri europene ca să mă dezvolt, de așa manieră încât după ce am luat și răutul, am reușit să fac rost de bani. Bucuria mea este aceea că am primit de la Avas o scrisoare, o adresă, prin care spunea după 5 ani că s-a încheiat
toate contractul și că e singura firmă din România care a îndeplinit toate condițiile care au fost impuse prin contract. Și am fost felicitat pentru asta și e o bucurie mare pentru noi că nu s-a făcut nicio șmecherie. Acum aș vrea să spun de unde vine Popeci numele firmei. Bineînțeles că vine de la numele de familie, dar la vremea aceea, în 90, când se forma o firmă, era cu Impex Express, denumiri ciudate și toată lumea zicea, în spatele e mafiotul cu tare, în spatele ăsta e cu tare, în spatele... Și atunci eu fusesem director, fusesem cunoscut și am zis, nu, îi zic Popeci, după aceea îi vor schimba numele, dar să știe lumea că n-am ce ascunde, n-am decât, sunt la vedere și vreau să fac lucrurile cinstite. Între timp a devenit un brand și în România e cunoscut mai puțin, dar în Germania, în zona dezvoltată a Germaniei, în zona Düsseldorf, Dortmund, Köln, Essen, Hanovra, toate astea sunt cunoscut. Chiar a fost o delegație, e cunoscut, a fost o delegație guvernamentală din România și la o întâlnire cu ministrul economiei din landul respectiv, a zis, România, vrem să facem afaceri cu dumneavoastră, vrem să lucrați cu noi. Și a zis, ministrul, noi cunoaștem foarte bine, noi lucrăm foarte bine cu firma Popeci din Craiova, toți suntem... N-a știut, o carte de vizită și n-a știut nimeni din delegația aceea de între români, Popeci. Cine e Popeci? Cine e Popeci? Și au venit și m-au întrebat, au trimis un delegat și zice, ce face aici? Că ne-a spus în Germania. În Germania. Da. Foarte interesant. Da. Spuneți-mi, vă rog, din câte știu eu, ați lucrat foarte mult pentru coloși industriali de notorietate. Siemens este unul dintre ei. Pentru ce alte firme din acestea de talie mondială lucrează Popeci la ora actuală sau a lucrat Popeci utilaj greu la ora actuală și până acum? Sigur, nu o să-mi aduc aminte chiar de toate, dar vă spun doar câteva importante. Da. Și toate sunt importante pentru că suntem căutați. Lucrăm pentru grupul SMS Mer, care înseamnă Zimag, Demag, Mannesmann, unde facem laminoare complete. Chiar acum avem, livrăm luna viitoare un laminor de țevi sudate. Mă scuzați numai puțin, să le arătăm celor care ne urmăresc în acest moment, să le arătăm ce înseamnă Popeci utilaj greu. Îi rog pe colegii din regie, dacă sunt pregătite imaginile, să le pună pe ecran. Deja au apărut. Vă rog, deci lucrați pentru companii importante. Continuați-vă, vă rog, ideea. Da, deci lucrăm pentru grupul SMS Mer și chiar luna viitoare vom livra un laminor în Polonia care are o lungime de 300 de metri și cântărește circa 700-800 de tone. E o tehnologie foarte performantă și noi suntem bucuroși că am omologat-o și o punem în aplicare. De asemenea, pentru firma Zimag din grup, care am făcut niște produse livrate luna trecută. Lucrăm statorii pentru cele mai mari uliene din lume, care se fac în Franța, de către General Electric. Statorul are diametru de 7800 de milimetri, cântărește 63 de tone, numai o piesă. 63 de tone. De tone. Și acum, luna aceasta, punem în funcție. Am realizat un cuptor, ne costă cam 1 milion de euro, care să-l acoperim, să putem să facem tratamentul termic acestei subansamblu, care e unicat în Europa, acest cuptor. Chiar îl brevetăm, cuptorul, că este o invenție împreună cu o firmă din București care e pricepută în domeniul acesta, am făcut și îl vom breveta. Lucrăm pentru Airbus, A380, cel mai mare avion, coada avionului se face cu utilajul și platforma care am realizat-o noi acum 4 ani de zile și cântărește 1600 de tone. Cu firma cum ABB transportați 1600 de tone? Păi cea mai mare bucată, dintr-o bucată am transportat 285 de tone. Dintr-o bucată. Și după aceea se asamblează din nou la Airbus? După aceea se asamblează acolo. O să vedeți imagine copii. Odată când o să veniți pe la noi, oamenii par niște jucării pe față lângă de coada acest. Acestei Airbus. Spuneți-mi, vă rog, ați lucrat pentru sala polivalentă din Craiova, ați făcut acele dale pentru acoperiș, da, ceva de genul acesta. Ce a fost mai greu? Să le lucrați sau să le transportați să fie montate pe... Cel mai greu a fost partea de transport,
pentru că convoiul avea 70 de metri. Deci convoiul avea, deci o piesă cu cele două mașini de la capătul lui avea 70 de metri și a trebuit să venim noaptea pe Caracal să le aducem aici. De asemenea, iar o lucrare foarte frumoasă e centrul multifuncțional. Noi am făcut cupola de la centrul multifuncțional. Deschiderea cupolii este de 60 de metri. Deci diametru 60 de metri. Niște lucruri interesante, chiar cupola, nu știu dacă cineva putea să o realizeze mai bine, pentru că noi am făcut prelucrări mecanice, nu numai prin sudură, ca să fim siguri că nu vor apare defecte niciodată la ea. Asta am făcut-o așa pentru Craiova, mai da, mult da, de da. Dragul artei. Spuneți-mi, ați făcut și un utilaj pentru minerit, spuneați la vremea respectivă că e cel mai mare utilaj creat la deci popeții noi facem astăzi, producția noastră înseamnă 90% export la firme de renume toate, ThyssenKrupp și alții care, Caterpillar General și Electric. General Electric, deci la firme cu o tradiție. Acum am început de ieri, am semnat un contract pe un termen lung cu Schulzer să livrăm lor, așteaptă primele piese cu nerăbdare, săptămâna viitoare le livrăm, dar facem 90% export și 10% în țară. 10% noi suntem acum cei mai buni în domeniul utilajelor minere de suprafață. Avem un centru de proiectare la Timișoara, al nostru, preluat de la, cum era atunci, Prompt, centrala de utilaj minier din Timișoara, și un centru de expertiză la Târgu Jiu. Deci, practic, în domeniul mineritului de suprafață, cam nimeni nu mai poate face ceva fără noi, pentru că avem și experiența, avem și oamenii pregătiți și putem să facem un utilaj care cântărește 2180 de tone. Deci numai, se poate numai face, să scriu 2180 de tone, deci mi se pare cumplit. Se poate face și am pus în funcțiune unul în luna aceasta, am pus în funcțiune, l-am modernizat. Bănuim că vom moderniza și în următoarele luni altele, pentru că suntem pregătiți. Un utilaj nu se poate face, un reductor care cântărește 22 de tone și preciziile sunt de sutim, nu se poate face în 6 luni de zile, ci trebuie cu 2-3 ani înainte să le încep, să îmbătrânească natural ca precizia să se mai ține. Sunt anumite detalii, secrete, tehnice, detalii, investiții care facem cu riscul, că am putea să vină o firmă din străinătate să câștige licitația respectivă. Spuneți-mi, vă rog, exportați 90% din producția realizată la Craiova. Care sunt dificultățile unui exportator din România în acest moment? Dificultățile, practic, n-aș putea să spun că sunt ale unui exportator. Pentru că nu te încurcă nimeni, dar ne-ar putea ajuta. Ne-ar putea ajuta pentru că noi facem un produs care are ciclu de fabricație și un an de zile. Pentru că sunt produse mari. Noi, ca să-l facem aceasta, îl cumpărăm materiale și plătim oamenii. Ca să luăm materiale și plătim oamenii, trebuie să luăm un credit. Pentru că în perioadă de criză și partenerul, clientul, nu mai îți dă avans. Pentru că zice, dom'le, dacă vrei, n-am bani, e criză. Cum e la voi, e și la noi. Și atunci, dacă vrei să-l faci, și ne ducem și luăm cu dobânzi foarte mari. Deci aici ne-ar ajuta prin Exim Bank, prin astea, să ne dea cu niște băncile dobânzile, niște dobânzi nu subvenționate, dar, sau chiar subvenționate, pentru că până la urmă noi aducem multă valută în țară. Noi, pe primele 4 luni ale acestui an, avem o creștere a producției de 38,5%. Și eu sper că la sfârșitul anului, pentru că sunt optimist, să creștem producția cu 70%, deci să avem un an foarte, foarte bun. Pentru că avem comenzi și suntem respectați. Acum o să ziceți, de unde vin aceste comenzi, de ce nu vin în altă parte? Mai sunt câteva firme în țară care ar putea să facă, dar au rămas cu tehnologie învechită. Noi am investit 30 de milioane de euro, în e adevărat, criză. Și cu bani de la Uniunea Europeană, în criză, iar acum suntem cu niște utilaje performante care atrage pe toți ca un magnet. Și avem în fiecare zi, mai puțin vinerea, că atunci se grăbesc și străini să plece acasă, dar ieri am avut 5 delegații cu care am discutat și o colaborăm, am semnat contracte. Chiar acum 2 săptămâni a zis, domnule, am semnat cel mai mare contract anul ăsta de 2 milioane și jumătate de euro cu dumneavoastră și al meu, al lui Zimag. Mult înainte, revenim imediat după o scurtă pauză publicitară. Publicitate, vă rog.
sunt Oana Olaru și vă invit să dezbatem subiectul zilei. Undeva la 2400 de reclamații primite din luna iulie până acum pe telefonul cetățeanului vis-a-vis de câini. Băieții deștepți în energie sunt de mai multe feluri, așa se zice. Între care cei mai deștepți sunt cei care au investit în energia verde și mai ales în eoliană. Înainte era poluare industrială, acum nu mai avem poluare industrială și în schimb avem poluare auto. Am revenit în studioul Alege TV și Radio Sud. Îl am alături de mine pe domnul Constantin Popeci, președinte, director general al companiei Popeci Utilaj Greu. Discutam înainte de pauza publicitară de revigorarea business-ului dumneavoastră și spuneați că ați investit 30 de milioane de euro în ultima perioadă. A fost acesta un atu să investiți în criză? De asta v-au crescut acum comenzile, pentru că ați investit într-un moment în care toți tăiau din costuri și nu făceau investiții, nu cucerau piețe noi. A fost greu. A fost greu. N-aș putea să spun că a fost ușor, mai ales directorul economic, discuțiile cu băncile, pentru că banii, nu ținem banii grămadă, pentru că banii trebuie reinvestiți întotdeauna. O bancă îți aduce o dobândă minoră, pe când eu nu ajungeam aici dacă banii care am câștigat îi țineam în bancă, ci faptul că i-am investit mereu, mereu și am reușit să ajungem aici. Da, acești bani ne-au adus, aceste investiții ne-au adus clienți. Noi suntem considerați astăzi de către Siemens cea mai mare unitate de prelucrări și montaj din Europa. În domeniul utilajelor grele. Din câte știu, parcă Siemens avea o secțiune efectiv în fabrica noastră. Noi am preluat și pentru Siemens de la centrale nucleare până la generatoare electrice. Am preluat acum activitatea lui General Electric de la București, de la fostul IMGB, unde facem carcasele din inox și acolo iară va fi un sector. Avem parteneri acum, sper ca într-o săptămână să semnăm niște utilaje care cântăresc 400 de tone pentru Metso Pepper din Germania. Deci suntem ancorați și deja le-am spus, grăbiți-vă că nu știm ce capacități putem să vă rezervăm. Avem unii tradiționali și mai nou, cele mai multe și pe durată lungă, Rolls-Royce, zona navală, pentru Rolls-Royce facem pentru nave și aici trebuie să livrăm lunar pentru General Electric, statoare, ar trebui să ajungem la un stator pe săptămână, care v-am spus înseamnă 63 de tone bucata. Aveți capacitate de producție? Puteți să faceți capacități față? De producție avem noi, din nefericire pentru România, nu numai pentru noi, încă nu avem productivitatea care ar trebui, de aceea nu avem nici salariile. Dar îmi pare bine că mi-am adus aminte să vă spun că cei din Germania, firmele, au primit ordin să dea, de la conducerile lor, să dea 30% din producție în țări din Uniunea Europeană non-euro. Deci, cu alte cuvinte, vor să ne dezvolte, să ajungem la o productivitate de așa manieră încât să nu mai, când intrăm în Schengen și de asta, să nu mai fugă toți specialiștii în alte țări, pentru că se bucură de unii, dar au probleme și cu ai lor. Aceasta este o informație în premieră pe și care este acum foarte interesant și vor să ne dea 30% din producție să vină în țări non-euro. Spre exemplu, nouă ne aduc din Italia. Din Germania sau din alte țări europene? Unde s-a stabilit această... Asta sunt firmele cu care lucrăm noi în Germania. În Germania. În Germania. Nu ne-au spus, nu avem știrea de unde a venit. Dar i-au fost chemați și a zis, dom'le, trebuie să dăm 30% în țări non-euro. De aceea vor veni multe lucrări care până acum se făceau în Italia.
Să sperăm că dau pres ca noi și vor veni la noi. Acest gen de decizii strategice la nivelul companiilor europene să aducă o creștere economică în România, pentru că dacă se utilizează capacitățile de producție de aici, practic industria ne-a ținut pe noi la suprafață, exporturile au ținut economia românească în ultimii ani. Păi ei când vor veni aici la noi în același timp vin și cu o tehnologie. Venim cu o tehnologie, vin cu altă productivitate. Venim cu altă productivitate la același preț, noi putem să dăm salarii mai mari. Și atunci toate astea ne ajută ca într-un timp să venim la un salariu rezonabil încât să nu mai fie tentat. Pentru că noi românii avem avantajul că avem locuințe 95% față de Germania, care în jur de 55% locuințe personale. Mai avem bunici care ne creștem nepoți, ca și noi, și nepoții costă acolo că trebuie un babysitter să-l plătești și are tot salariul din Germania, se mai duc la țară și mai vin cu portbagajul, cu roșii, ceapă, ouă și mielul de Paști. Deci toate astea l-ar ajuta și cu un salariu rezonabil să nu mai fie tentat să plece, pentru că avem o țară frumoasă și ar fi păcat. Cam cât sunt salariile acum la dumneavoastră? Între cât și cât? Deci salariile sunt de la salarii minim, unde sunt ăsta, până la, vorbesc de muncitor, până la, de bază, 24-25 de... 2400-2500. Da, 2400-2500, plus bonuri de masă, mai au și ore suplimentare, deci cine vrea să câștige are posibilitatea, poate să lucreze cât dorește. Într-adevăr, aici ar fi o problemă, s-a discutat în presă, că noi suntem forțați să lucrăm 160 de... Ore pe lună. Ori și oamenii vor să câștige mai mult. Eu mi-amintesc foarte bine că am lucrat la țară. Păi ne sculam la 5 dimineața, eram copil de 5 ani și mergeam cu o sapă mică făcută pentru mine. La 8 ani am început să dau cu coasa. La 5 dimineața plecam și când se întuneca, zicea tata, știi ce, hai să mai dăm o postață că se mai vede până nu se întunecă de tot. Ori dacă ăla vine și o sâmbătă să nu-l primesc la lucru și el a dat cu sapa, dacă a venit de la țară și a dat cu sapa și duminică dimineața, poate, sau sâmbătă, și eu îi spun, nu, tu te duci acum și te plimbi pe mol. El ar vrea să câștige, e foarte bine ca să-și lase și pe oameni să câștige. S-ar putea să ai o perioadă, cum și noi am avut când pregătim fabricația, când am luat am lucrat numai câte 4 zile pe săptămână, oamenii au înțeles foarte bine, chiar au venit cu sugestii noi cum să reducem cheltuielile până când facem aprovizionarea, până ne vin comenzi, pentru că comenzile cu ciclul de fabricație și pregătirea lor nu se face într-o lună de zile. Alta, da, sigur, este foarte greu. Spuneți-mi, vă rog, din discuțiile pe care le aveam cu dumneavoastră, îmi spuneați că trimiteți oamenii în concedii în Grecia pe banii firmei. Ajung toți angajații să primească astfel de bonuri? Până anul acesta facem un alt experiment. Până acum am trimis și toți cei care au dorit să meargă, au mers. Numai cine n-a vrut să meargă nu a mers în Grecia. Pentru că lărgeam sau luam numărul de camere funcție de cât doreau să meargă. Anul acesta facem un alt experiment, să luăm concediu totodată, pentru că încurca fluxul de fabricație când plecam pe rând. Da, și așa este în Occident. Se închide fabrica și anul acesta am hotărât să luăm de Paști, săptămâna de Paști, și de la 1 august până în 18 august și, bineînțeles, de Crăciun, zilele de Crăciun. Iar fiecare îi mai rămân 4-5 zile când are dreptul să și le are o problemă, să-și schimbe buletinul, să aibă un proces sau ceva. Da. Și atunci, în condițiile acestea, ne gândim să vedem alt stimule. Noi mai putem trimite, pentru că nu putem să închiriem o stațiune, să mergă de la noi 800 de oameni odată acolo. Sigur. Și atunci... Spuneți-mi, ați organizat 2 ani la rând un eveniment deosebit de important pentru Craiova și pentru Oltenia, și anume Forumul Economic Regional Oltenia. Îi rog pe colegii mei din regie să pună imaginile pe care le-am filmat noi ultima dată când au venit 11 ambasadori aici, iar Craiova chiar a fost capitală economică pentru 2 zile. De ce nu se mai organizează acest forum? Trebuia anul trecut să se organizeze în Gorj? Ce s-a întâmplat? Așa cum v-am spus, anul trecut am dorit să organizăm în Gorj și chiar a fost o receptivitate foarte bună din partea președintelui Consiliului Județean, domnul Călinoiu, și a primarului din Târgu Jiu, domnul Cârciumaru.
am făcut invitațiile, am stabilit datele, am firmele cu care să lucrăm, ce să facem acolo, numai că tocmai atunci guvernul a făcut o vizită cu, în acele zile, cu ambasadorii, cu o săptămână înainte, cu ambasadorii acreditați în România, să vină în gor să vadă. A, și s-au suprapus. Era și campania electorală și din Pitești. Da, și atunci, era în octombrie, asta, ambasadorii n-au mai răspuns, au zis, domnule, mergem în Gorj cu o săptămână înainte, nu mai venim și peste o săptămână. Și atunci am zis că n-are rost să ne întâlnim între noi. Noi trebuia să arătăm ce facem în afară să vină. Chiar am propunere din partea ambasadorului Macedoniei să devin consul onorific al Macedoniei în Craiova. Nu mă tentează funcțiile astea, deși respect foarte mult, cu am rămas prieten cu foarte mulți ambasadori, de aceea și pătrundem mai departe și am ajuns să pătrundem și noi și alte firme care au participat la forum, dar mă gândesc să reluăm de acum încolo, dacă nu reușim, o să-l facem tot la Craiova, pentru că a fost un entuziasm reușit, sper că și firmele celelalte vor înțelege să fie aproape de asta. Nu e vorba numai de bancă, am făcut împreună revista și revista vă mulțumim pe, da, și sperăm că în continuare să facem. Vă mulțumim frumos. Spuneți-mi ce feedback ați avut după organizarea acestui forum. De regulă, ambasadorii, atașații comerciali care au fost prezenți atunci în Craiova ar fi putut să fie un liant între firmele de aici și companii din țările pe care le reprezintă. Păi, s-au perfectat contracte după forumul economic? După forumul economic am avut vizite foarte multe din partea delegaților de la ambasade, dar în același timp s-a concretizat și în interiorul nostru. Am făcut cu sediul la Târgu Jiu un cluster în domeniul energiei, în care să venim să folosim energiile regenerabile mai multe firme, dar nu numai din Craiova sau Oltenia, ci și din București, Institutul de Cercetări Energetice, Institutul de Cercetări Atomice și altele și altele, ca să folosim cărbunele poate în alianță cu altceva, cu vegetale, cu... și reușim să facem să nu fie poluante, și s-a născut, pentru că ne-am cunoscut la forum și a zis, hai, de ce să nu facem? Chiar săptămâna trecută am deschis și contul în care să venim cu o cotizație, ca acesta să susține, o să facem proiecte, participăm la licitații. Aici sunt niște licitații, hai să nu le zic pur teoretice, care înseamnă cercetare și să fie aplicate în practică. Suntem și aceia care putem să le realizăm efectiv. Atrage și fonduri europene și, pe cluster? Bineînțeles, și fonduri europene pentru el. Sediu este la Târgu Jiu, că acolo este polul energiei. Da, e punct energetic de lucru în Craiova la noi la firmă. Avem un punct de lucru la Severin și, bineînțeles, un punct de lucru în București, pentru că acolo vor avea informații cele mai... Deci a fost odată rezultatele acestea pe plan local. De asemenea, foarte mulți au întrebat, uite ce ați lucrat și noi venim la tine, și eu am văzut ce lucrează alții și ne-am dus, cum mergem la Softronic. De exemplu, de ce să cumpăr eu o mașină de tăiat cu laser când există în Craiova care nu e ocupată? Și atunci mă duc și comenzile le dăm la firma Softronic. Și ei, când au o prelucrare ceva mai mare, vin la noi. Deci ne-am cunoscut, de asemenea, cu fabrica de bere. Am făcut o presă. Într-adevăr, a fost o invenție. Ne-am mai chinuit noi cu ea, încă mai avem mici problemuțe acolo. Dar așa este când faci un prototip, nu întotdeauna din prima țiese, dar le reglăm pe parcurs. Funcționează la Heineken acea presă? Funcționează de câteva săptămâni. Și acum s-au rezolvat problemele pe care le-am... Ai mei mi-au spus că dacă nu s-au nu sunt rezolvate până acum, sigur, într-o zi, două. Dar cred că s-au rezolvat. De asemenea, cei de la Slatina, fabrica de TMK-ul, vine la noi și ne dă teme de proiectare. Faceți o mașină de șanfrena cu prinde interioară, nu știu ce... Facem proiectul, îl ducem, îl arătăm, îl realizăm și în continuare vor veni să le facem și alte utilaje. Ieri am lucrat cu, am avut o întâlnire cu Iprolamu și să facem împreună proiecte mari, pentru că România a fost unul din cei mai mari exportatori de utilaje metalurgice. Și pe piața Chinei, Indiei... Spuneți lucruri foarte interesante, iar în acest domeniu, în industria grea, este nevoie și de specialiști pe măsură care să facă față cerințelor Siemens, General Electric, Caterpillar și alți coloși industriali.
Găsiți specialiști în Craiova de care aveți nevoie sau i-ați format la dumneavoastră? Este foarte interesant. Din nefericire avem niște specialiști îmbătrâniți ca și mine, care mâine pe mine ei vor ieși la pensie, am ieșit de mult și va trebui să avem alții. Avem o colaborare foarte bună cu Universitatea din Craiova, unde ne ducem și dăm teme de proiectare, fac practică la noi. Chiar de anul acesta am propus domnului rector, cei care vin și fac practică la noi, în timpul practicii de vară îi și plătesc, dar vor lucra efectiv. Deci o colaborare foarte bună. De asemenea, avem burse. Burse date la studenți, să nu zic eminenți, foarte buni, la copii. De la ce facultă? Să le dăm o informație bună. Cei mai mulți îi avem la facultățile tehnice. La facultățile electrotehnică, tehnice, electromecanică. Electromecanică și sunt, deci, băieți și fete ale angajaților noștri, a cunoștinților sau alții muncitori care pleacă să-și facă facultatea și atunci eu le dau o bursă cu condiția să întoarcă înapoi, știind că sunt buni meseriași. Iar acești absolvenți de facultate nu poți de mâine să-i bagi să coordoneze o mașină care costă 1 milion de euro. Că poate să sancine, la o experiență necesară și există și teama de a te apropia de mașină când o vezi că merge singură, totul coordonată de un computer. Da, și atunci ce faci? Îi angajăm ca ingineri și lucrează un an, doi pe aceste mașini. Și numai după ce învață, îl promovăm. Avem absolvenți care după 2 ani de zile sunt șef de secții, șef de ateliere, promovați ca la tehnologii și aici când îi promovăm, îl cunoaștem, poate să fie un conducător bun, poate să fie un cercetător bun, sau ca să știm unde îl ducem, sau un foarte bun tehnolog de linie. Câți angajați are Popeci Utilaj Greu în acest moment? Noi suntem la 800 de angajați și mai avem cam 300 și ceva la Târgu Jiu, dar acolo este alt domeniu, facem mentenanța în domeniul mineritului. Pentru că toți ați amintit și de Târgu Jiu, eu știu că și în Craiova mai aveți alte afaceri, grupul dumneavoastră deține mai multe afaceri. Care este mai dezvoltat pe lângă cel industrial? Foarte interesant este că avem, se numește Popeci Industrii, unde formăm oameni. Acolo, acela este cel care formează și cel mai dezvoltat, chiar și pentru Ford sau pentru alte companii care au nevoie de specialiști, noi acolo îi formăm, ei ne plătesc pe perioada aceasta și noi formăm oamenii. Ce fel de profesii formați? Tot ce ni se cere. Deci, prelucrători prin așchiere, spre exemplu, pentru Ford am făcut specialiști în sudură, lăcătuși, montatori de utilaje energetice și altele. A fost o perioadă în care nu prea se găseau sudori pe piață, cei mai buni plecaseră în străinătate și cei cu adevărat foarte buni se pregăteau să iasă la pensie. Da, au plecat, dar majoritatea au venit înapoi, pentru că nimeni nu poate să-l plătească pe un borverghist, pe un om care lucrează pe o mașină de alizat și frezat cu un salariu mare, zicând că vine din România. Și dacă îi dă 500 sau 700 de euro, atât dacă câștigă și la noi și stă acasă. S-a deci, întâmplat să vă plece oameni? De fiecare dată când cineva, și acum avem, când ne solicită, îi dăm voie să pleacă pentru 3 luni, pentru 4 luni, pentru mai mult, după care revin la noi, revin și cu altă mentalitate despre muncă, revin și cu altă calitate și lăsăm și pe ei să se lămurească că e bine și în România. Și vin înapoi, suntem prieteni, când pleacă suntem prieteni, când vin. În urmă cu foarte mulți ani, când eram eu la începuturile carierei mele jurnalistice, un domn din politică spunea: dacă aș avea o putere, aș trimite fiecare român peste graniță să vadă ce se întâmplă în străinătate, cum se lucrează acolo și cum se trăiește acolo și pe aia să vină în țară să aducă din experiența de acolo. Se poate spune același lucru despre angajații noștri? Bineînțeles, mai ales la sudori. Avem o echipă de sudori deosebită. Majoritatea au lucrat în străinătate. I-am și concentrat și facem lucrările pentru Rolls-Royce, care sunt de o complexitate și de o
calitate care trebuie deosebită, adică condițiile tehnice care ni le impun trebuie să nu aibă niciun defect și pentru nave, acei oameni, da, pentru dirijarea navelor. Dirijarea navelor. De, și acești oameni fac niște treburi deosebite pentru că vin cu acea mentalitate. Avem și ai noștri care sunt conștiincioși, care sunt buni meseriași și sunt nu neapărat trebuie să pleci în străinătate ca să fii bun, dar cei care vin din străinătate, vin cu o mentalitate, povestesc că nu sunt chiar câinii cu covrigi în coadă acolo, ci că trebuie să muncești mult mai mult decât în România să trăiești la același nivel. Interesant. Investiți și în alte domenii. Unul dintre domeniile dumneavoastră preferate, aș putea spune, este sportul. Ați organizat la Craiova un turneu de tenis feminin foarte apreciat. Ce se întâmplă cu el? Nu s-a mai organizat. Noi am organizat acel turneu de dragul de a face ceva și bineînțeles că îl vom relua. Dar anul acesta? Dar să vedem dacă anul acesta este târziu, pentru că trebuia să fie înainte pe zgură ca să avem cei care vin aici. Spre exemplu, la Roland Garros anul trecut a fost Tony Flores de la noi în optim, deci care a lucrat, care s-a lansat aici la Craiova. Deci am avut jucătoarele care sunt acum în top 50, au fost la Craiova, românce. Deci și asta este un lucru. Am fost puțin dezamăgit de federație, deci nu așteptam să ne ajute, dar am zis să vină să dea premiile. Foarte și, pe scurt, mai avem un minut până la... Da, și să dea premiile. Și a zis, domnule, știi, unul de la federație, nu te spera, vreau să mă duc să joc un tenis la Poiana cu cineva, Brașov cu cineva și n-am trebuit să rămân aici. Și atunci am fost în al doilea rând și cu ultim. Problema se pune felul următor. Oamenii au zis să facem economii. Și ei s-au tăiat din salariu. Nu au venit la Craiova. Nu trebuia nici eu să arunc niște bani atunci să zic că pot să-l fac turneu. Pentru că turneul e de 5.000, dar costă 50.000 de euro, dar costă cel puțin 100.000 de euro. Și a fost un simbol și pentru ei că și ei au fost față de mine, dar nici eu nu le cheltuiesc banii lor. Desigur. Deci va reveni acest turneu, da, pe final? Perfect. Revenim imediat după o scurtă pauză publicitară când vom vedea în ce conac deosebit a investit domnul Constantin Popeci. Publicitate. Vrei să fii corect informat despre impozitele și taxele pe care le ai de plată la stat? Vrei să afli ce produce agricultura doljană? Vrei să afli care mai sunt prețurile produselor agricole? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Vrei să știi ce companii inovează în orașul tău? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru și te aștept în fiecare zi de luni doar la Alege TV. La 2400 de reclamații primite din luna iulie până acum pe telefonul cetățeanului vis-a-vis de câini. Băieții deștepți în energie sunt de mai multe feluri, așa se zice. Între care cei mai deștepți sunt cei care au investit în energia verde și mai ales în eoliană. Înainte era poluare industrială, acum nu mai avem poluare industrială și în schimb avem poluare auto. Am revenit în studioul Alege TV alături de domnul Constantin Popeci. Domnule Popeci, în partea a treia a emisiunii m-am gândit să discutăm despre ceva care este foarte aproape de sufletul dumneavoastră, aș putea spune, și în același timp este o capodoperă în județul Dolj, este vorba de un conac în care ați investit,
Conacul se numește Conacul Popeci de la Padea. Poate că Conacul mulți... Conacul Padea, da. Da, Conacul Padea, așa se numea pe vremuri. Pentru început, spuneți-ne istoria acestui conac, timp în care telespectatorii vor urmări pe ecran imaginile pe care le-am filmat noi anul trecut, când încă nu erau finalizate toate lucrările acolo, dar mie mi-a plăcut foarte mult, sincer, că am trecut printr-o pădure de castan până am ajuns la acel conac. Care este istoria conacului de la Padea? În Craiova a fost o familie pop. Cel care a început afacerea a fost Nete Pop, care a avut mai mulți copii, printre care Nene Pop și Victor Nepop. Ei au avut două conace, unul la Padea și unul la Ostroveni. Cel de la Ostroveni al lui Victor Pop, care a făcut studiile la Paris, iar acolo l-a întreținut pe Brâncuș și iar nu o bursă. Ea l-a întreținut cu bani. La căsătoria lui, la conacul de la Ostroveni, i-a adus 4 sculpturi, Brâncuș, Cadar. Aceste sculpturi, după ce s-a confiscat conacul, au fost puse păsuri pe varză, pe putine de varză din Ostroveni. Aoleu, aceste nu ne sculpturi mai se găsesc astăzi la Muzeul de Artă din Craiova. Din Craiova. Foarte Iar interesant. Celălalt frate, Nepop, a făcut un conac și... Proiectantul, arhitectul a fost Ioan Berindei, Ioan Berindei care a proiectat Casa Vorvoreanu, unde este acum Mitropolia, a proiectat Casa Romanescu și Conacu. Iar în București a proiectat, a făcut Casa lui Nababu și Palatul Culturii din Iași, proiectat în același timp. Deci, un arhitect deosebit. Da, se vede și la interior și la exterior că a fost renovat, ați renovat cu fonduri europene. Bineînțeles că am profitat de acest avantaj de a lua și fonduri europene. E adevărat că costurile au fost mult mai mari pentru că s-a referit numai strict la conac, pe când eu am amenajat și tot parcul care are 4 hectare. Și este bine să fac acolo cununii restrânse, să fac filmări, deci designeri vestimentari vin și fac fotografii pentru albume. La momentul la care noi am vizitat conacul, se discuta de introducerea acestuia în circuitul turistic internațional. Bineînțeles. Vin turiști străini? Vin și turiști străini, iar delegații noștri, decât să-i programăm la un hotel undeva, ei se cazează la noi și duc vestea mai departe și chiar au spus că vor să vină cu soțiile să stea acolo o perioadă, că le place, avem teren de tenis, piscină, locuri de joacă pentru copii. Pe 1 iulie face ziua firma Kirchhoff de la Ford, își face cu toți angajații și cu copiii, se duc acolo și organizează un barbecue în parc. Deci deja este cunoscut și bineînțeles că facem este și o selecție. Este fondurile de vânătoare din zonă și poate vin străini să vâneze. Vânătorii vin foarte mulți, dar în sezoanele de vânătoare practic sunt foarte mulți vin. În același timp și selecționăm clienții, adică nu pentru că este o operă de artă și va trebui să ținem la ea, mai ales că a fost făcută cu suflet de Nene Pop pentru soția lui, de aceea, așa cum a zis, Reli. Reli. Da. Există și pe frontispiciu acolo trecut numele Reli. Da. Foarte interesant, când mă duc și stau acolo, când mă duc la sfârșit de săptămână acolo, văd foarte multe avantaje ale lui, cum a fost conceput, pus cu fața spre nord, cum bate soarele. Deci acest arhitect a avut grijă de toate detaliile. Se merită să investiți în turism în această zonă a țării? Aș putea să spun că poate nu se merită, dar dacă o faci cu sufletul și vezi roadele ei, atunci este bine să-l faci. E adevărat că este cunoscut mai puțin în perioada aceasta, dar încet, încet se va cunoaște. Pe când investiția care am făcut-o la Rânca, acolo este iară ceva foarte frumos realizat cu poezii scrise pe pereți și toate, unde merge mult mai bine la Rânca, pentru că este vadă, e transalpina, e stațiune unde poți să vină, să
doarmă, să-l mănânce și le creăm niște facilități. La Padea spuneați la un moment dat că acel conac l-a găzduit pe rege și o parte din lucrurile pe care le sustrăseseră oamenii de pe acolo, de prin Padea, de prin Drănic, se regăseau în gospodăriile lor și încercați oarecum să le recuperați. Ați adus ceva? Da, deci regele când venea la vânătoare era cazat la familia Nene Pop, el a fost senator, deputați, erau cunoscuți, a fost fondatorul băncii comerciale din Craiova, deci era o familie cunoscută de rege. Craiova era un centru important, așa cum îmi place să văd acolo și în ziarul dumneavoastră de astăzi, scriind că Craiova se devine capitala Sudului și e mai important la Sudului și este foarte bine, dar încă sunt reticenți. Gorjul merge mai bine pentru că este avantajată la noi, avantajul este cu fondul de vânătoare. Spuneți-mi pe finalul emisiunii noastre de astăzi, cine este omul Constantin Popeci și ce așteaptă omul Constantin Popeci de la viață, de la afaceri, de acum încolo? Eu m-aș caracteriza prin asta că iubesc fiarele. Și când fac, chiar ieri le povesteam străinilor și eu nu vorbesc limbi străine, zic, uite, de acum încolo veți vorbi cu fiul meu, nu este aici, într-o delegație, care el vorbește mai multe limbi străine și vă descurca. Și azi, domnul Popeci, prin strălucirea și cu câtă pasiune spuneți ceva, n-ați vorbi mai mult decât n-ar vorbi altcineva despre ceea ce faceți. Deci, iubesc fiare. Ce aștept? Aștept de la viață sănătate, să pot face sport cât fac astăzi. Faceți și în fiecare dimineață sport, din câte știu eu. Fac sport și acum avem turneu de tenis al nostru, avem turneu de fotbal și de fiecare dată cu angajații, cu toți, suntem o familie acolo și ne simțim bine. Deci, asta nu aștept nici bani, nu aștept decât să fie mai bine pentru oamenii pentru care, care lucrează cu mine. Dacă v-ați caracteriza prin trei cuvinte, care ar fi acele? Fac totul cu pasiune. Vă mulțumesc frumos pentru participarea în această seară la emisiunea noastră. Mulțumesc și spun și bună seara telespectatorilor dumneavoastră și am venit sincer să spun, nu să mă laud, ci am vrut ca și alții să urmeze acest drum, să aibă curajul că se poate dacă faci cu drag. Acesta este și profilul emisiunii pe care o realizez eu, de a arăta exemplul pozitiv din economie și din viața Craiovei de genul. Vă mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit până la această oră. Sunt Ramona Olaru, până săptămâna viitoare vă spun numai bine.